Bună ziua, ne aflăm la celebrul pot de lemn, doar numele a mai rămas, pentru că acum este vorba despre o construcție serioasă, o construcție din beton, metal, asfaltat așa cum trebuie și, atenție, funcțională. Au fost foarte multe întrebări de la ploieșteni, sunt oameni care au fost văduviți de o asemenea străpungere în Ploiești, pentru că ocoleau destul de mult și se crea aglomerații, în special în zona de sud a Ploieștiului. E bine, acest pod, deși nu a fost inaugurat oficial, se aștepta un comunicat din partea primăriei municipiului Ploiești, se aștepta efectuarea recepției. Acest pod așadar este funcțional. Nu există nici măcar o restricție, nu există acele balize care să interzică circulația pe pod. Oamenii au văzut. Inițial am înțeles că au existat și că nu era permis accesul, însă acestea între timp au dispărut și așa se face că acum podul este utilizat, deci este funcțional. Nu am înțeles încă de ce nu s-a făcut recepția lucrării, de ce nu există un comunicat oficial, însă am discutat și în această dimineață cu reprezentanții ai municipalității ploieștene, care ne-au asigurat că vom afla pe parcursul acestei zile și detalii despre această formalitate. Până la urmă înțeleg că este o formalitate, lucrarea nu pare să prezinte probleme de siguranță și atunci probabil se va face și recepția oficial. Nu era neapărat nevoie să se taie vreo panglică, până la urmă ține de normalitate, dar vom vedea dacă va exista și ceva festivism cu această ocazie. Este mai puțin important. Important este, așa cum vă spuneam, faptul că podul este funcțional, că puteți trece pe aici, pentru că nu există absolut nicio restricție de circulație. Ploieștenii au așteptat ani de zile ca această lucrare să fie efectuată, să fie până la urmă finalizată, ceea ce iată că s-a și întâmplat, deși în ultimele luni au tot existat amânări. Să sperăm că de acum încolo nu vor mai fi probleme și că Ploieștiul se va bucura de un trafic mai puțin congestionat în zona sa de sud. Revenim așadar pe observatorul.ph.ro cu alte detalii în cursul acestei zile.